O să ne întoarcem pe autostradă, probabil că vara asta veți merge la mare cu familia, sunt convins. Nu cu elicopterul, nu? Mergeți cu mașina. Nu, eu îmi conduc mașina singur. Așa. Gabi, te rog, ajută-ne cu acel sincron să vadă românii, să înțeleagă românii ce se va întâmpla în această vară pe Autostrada Soarelui. Emisiunea Drumurile Noastre, vorbim despre taxa de la Feteș, vorbim de această taxă care începând cu data de 1 iunie se suspendă, șoferii nu mai plătesc acest peaj. Dacă această suspendare a taxei se întinde pe întreg sezonul estival, pentru CNAIR înseamnă o gaură de aproximativ 10 milioane de euro, bani pentru întreținerea drumurilor naționale, bani pentru funcționarea companiei de drumuri. Explică-ne în câteva fraze să înțeleagă oamenii care vor traversa acest pod spre mare sau dinspre mare ce se întâmplă în această perioadă. În luna februarie am început lucrările de decopertare a stratului asfalce, respectiv demolare beton de pantă. În urma decopertării am chemat echipa de experți și am prelevat niște probe pentru fiecare ochi în parte. Pe fiecare deschidere avem 8 ochiuri. Și s-au constatat că anumite plăci trebuie înlocuite. Respectiv trebuie demolate, înlocuite armătura, cofrate și rebetonate din nou. La ora actuală, din cele 18 care au fost date spre demolare, am demolat și am înlocuit 12 din ele. Lucrăm chiar în momentul de față la încă 4 dintre ele. Preconizăm că probabil pe săptămâna viitoare să începem să tunăm și betonul de pantă pe deschiderile care nu sunt afectate, respectiv așternerea hidroizolației, refacerea grinzilor de parapet. Am început și montarea parapetului de siguranță pe o parte, o să-l înlocuim și pe partea cealaltă, rămânând ca ulterior, ce înseamnă timpul tehnologic după turnarea ultimului ochi, să tunăm și betonul de pată, respectiv refacerea straturilor asfaltice, rosturi de dilatație, parapet și marcaj. După cum am văzut, se lucrează pe pod. Sunt oameni și în intradosul acestui pod, adică există muncitori. O întrebare care să înțeleagă oamenii, când vom circula pe acest pod refăcut în totalitate? Noi încercăm ca cel târziu până la sfârșitul lunii august să dăm drumul la pod. Cel târziu, la sfârșitul lunii august, să dăm drumul la pod. Este reprezentantul, șeful de proiect al firmei Maristar, care se ocupă de reparația și modernizarea acestui pod. Domnule Drulă, să știți că veți sta în coloană, ca toți românii, la volan, vara aceasta, pentru că se lucrează la acest pod, dar ministerul vine cu această gratuitate. Nu veți mai plăti taxa. Sunteți bucuros că veți avea o gratuitate de 26 de lei. Ce veți face cu cei 26 de lei pe care ministerul, domnul Grindeanu, CNAIR-ul a anunțat că nu-i mai plătiți? Eu și alți mulți români și noastră. Și eu și ceilalți românii vom arde în combustibil consumat stând în coadă. Corect. Acest contract pentru reabilitarea podului peste brațul Borcea a fost semnat în mandatul meu. L-am semnat în aprilie 2021, trebuia să dureze 2 ani, deci acum o lună trebuia să fi fost gata în aprilie 2023. Din păcate, e deja în prelungiri. A existat un contract similar pentru celălalt braț al Dunării, la Cernavodă, în mandatul meu, și mi-aduc aminte în acea primăvară câte eforturi am depus împreună cu echipa, astfel încât la sfârșitul lui mai, pe 31 mai în 2021, să se închidă lucrările pe perioada verii și să se circule pe ambele căi ale autostrăzii. Și pe perioada estivală a lui 2021, deși erau exact același tip de lucrări, nu a existat restricționare la o singură cale. O astfel de restricționare la volume mari de trafic, la volume de 3000 de vehicule pe oră, cum sunt vara în momentele de vârf, a însemnat coze enorme. Atenție, cozile nu s-ar face din cauza taxei. Taxa o plătesc acum 90% sau mai mult din utilizatori prin SMS sau prin aplicație de pe telefon, deci nu se mai stă la coadă. Deci asta este doar un populism și domnul Grindeanu se lipsește de 50 de milioane de lei, atât a încasat anul trecut în vară statul la Feteș, se lipsește de 50 de milioane la bugetul CNAIR, care să înțelegem că merg în drumuri sparte, în reparații. Deci e, în loc să fi închis aceste lucrări, să fi discutat constructorul un program care să fie pe primăvară și pe toamnă, s-a trezit acum că va avea aceste mari probleme
și a renunțat la taxă. Dar vreau să vă spun că nu e singurul caz. Nu știu dacă ați fost pe Valea Oltului în ultimele 3 sau 4 luni. Am fost. Da? Îți blestem zilele acolo din același motiv. Pentru că ministerului domnului Grindeanu și celor de desubt nu le pasă de aceste lucrări care se desfășoară cu restricționarea traficului. Și ca să vă spun că puteți... Da, le pasă, domnule Drulă, că își cer scuze zilnic pe Facebook. Înțeles că își cer scuze, dar să știți că se poate face asta mai mult de atât. Asta înseamnă că le pasă? În 2021, când am fost... Își cer scuze zilnic. Uite, Gabi, dacă găsești o postare a CNAIR-ului de ieri sau de azi în care își cere scuze. Să vadă, domnul Drulă. Asta nu înseamnă că le pasă? Nu. Haideți să vă spun ce înseamnă să spese, ce se poate face. În 2021 am avut niște discuții aprinse pe un ton ridicat cu CNAIR și împreună cu secretarul meu de stat, cu Horațiu Cosma, am venit cu următoarea idee. Toate aceste lucrări care se fac în zona de întreținere a drumurilor să se facă noaptea, iar la venirea... Pe podul de la Borcea nu se lucrează noaptea, mă scuzați. Și am pus asta în caietul de sarcini, da, pentru că nu poți să-i spui constructorului lucrează noaptea dacă nu i-ai spus de la început din caietul de sarcini. Am pus asta în caietul de sarcini să se lucreze noaptea, până a doua zi dimineață să fie refăcut și marcat. Și lucrul ăsta nu e doar o teorie. S-a lansat în contractul așa, s-a semnat, s-a lucrat în anul când noi n-am mai fost, pe, de exemplu, pe DN6 între Lugo și Timișoara, pe contract pe modelul ăsta de caiet de sarcini. Am fost eu cu ochii mei, nu mai eram ministru, dar de curiozitate să văd. Noaptea veneau, frezau, turnau, marcau. Dimineața când e trafic și veneau șoferii la muncă, circulau exact ca în orice țară normală pe asfaltul refăcut. În CNAIR există o nesimțire completă legată de deranjul pe care îl produc traficului. Ajung chiar la astfel de decizii absurde, să nu le spun de-a dreptul stupide, încât dacă au o secvență de 3 poduri, și ar putea o dată într-un an să deranjeze, să le facă pe toate 3, fac unul într-un an, altul într-un an, altul într-un an și ajungi pe toate aceste voi, prin aceste trecători, să devină imposibil de străbătut Carpații, așa de parcă suntem în Evul Mediu. Este revoltător și în anumite cazuri, chiar am constatat anul trecut, a fost pe Valea Prahovei un coșmar de ăsta cu un pod la intrarea în Sinaia. Și îmi aduc aminte, am trecut pe acolo într-o vineri, se terminaseră complet lucrările, știți că ăla a fost un podeț, n-a fost un pod, avea podul, 20 podul, de metri. Este podul peste Prahova de la intrarea în Sinaia. Îmi aduc aminte că într-un weekend am trecut, Eu vorbeam acolo, de podețul din Azuga, din curbă, v-am amintit? Să vă spun un podeț de aici până în celălalt studio. Acolo a fost făcut în timpul mandatului meu și știți ce s-a întâmplat la Azuga? S-a pus un pod temporar ca să se mențină traficul pe două sensuri, da? La Sinaia, după aia, în anul următor, și da, am stat cu copiii în mașină și am stat și eu 2 ore în coadă și am avut timp să trimit gândurile de bine celor care conduc, s-a întâmplat următorul lucru. Într-un weekend chiar se terminaseră lucrările, m-am uitat, că am ochiul format pe asta și am și sunat, mai am și eu cunoștințe în domeniu acolo, pe la CNAIR. Și domnule, am stat aici o oră la coadă, e terminată lucrarea, de ce nu dați balizele la o parte să circule pe două sensuri? Știți ce mi-au răspuns? E dat închiderea de circulație aviz până luni. Adică ei aveau programa până luni să fie. Chiar dacă lucrările fusese terminate de vineri, nu i-a păsat nimănui, n-a avut nimeni bunul simț să dea balizele alea la o parte cu 3 zile mai devreme pe o lucrare terminată. Același lucru se întâmplă pe Valea Oltului, același lucru se întâmplă acum la Fetești. Da, domnul Drulă, dar avem gratis. Am înțeles. M-am mai întrebat ce faceți cu banii băi, Ștefane, bag în motorină sau în benzină, cu ce circulați dumneavoastră? În motorină sau în benzină și în timp pierdut pe care oamenii îl stau bară la bară în loc să-l petreacă, eu știu, cu familia sau, mă rog, dacă e vorba de traficul comercial, să ajungă mai repede bunurile la destinație. Vă spun că nu sunt lucruri care nu sunt de schimbat. Se pot schimba, dar trebuie cuiva, ca să vă răspund direct la întrebare, să-i pese. Dacă nu îi pasă nimănui, ele merg în ritmul ăsta de bătaie de joc. Mi-a venit o expresie mai din spatele blocului, dar nu pot să o spun la televizor. Dar un ritm de bătaie de joc. Nu putem, totuși, în 2023, aproape luna iunie, în curând, nu putem cel puțin în 2024 să oprim bătaia de joc din minister, din CNAIR? Păi se poate, dar trebuie să-i pese. Acum, eu știu, o să vă spun, mărturisesc, am fost 8 luni ministru, da? Deci nu pot să vă spun despre un mandat de 10 ani de ministru, dar pe 8 luni.
Poate mie ați rămas în istoria. Poate mie mi-a păsat prea mult, dar eu știam despre fiecare blocaj, despre fiecare de-asta, creangă care a căzut pe catenara de la calea ferată și așa mai departe. Știam de toate lucrurile astea și încercam tot timpul să găsesc soluții. Dădeam telefoane, spuneam, vedeți acolo când vine locomotiva de ajutor în partea alaltă. Poate nu e bine ca mine, nu-o fi bine să spese chiar atât de tare, dar nici să nu te intereseze absolut deloc. Mai ales că unele cazuri sunt revoltătoare, adică și se ține într-un fel domnul Sorin Grindeanu foarte departe de toată povestea asta. Știți, e chestia asta, când dacă e detăiat o, ascultați-mă o secundă, dacă e detăiat o panglică sau de făcut ceva, da, sunt primii acolo, o să urmeze. Trebuie să fim realiști. Pentru că nu s-a întâmplat mai nimic. Nu a participat la nicio tăiere de panglică. Ia să vedeți că urmează acum, pentru că în sfârșit s-au adunat de pe 3 ani de zile stocul. Adică vom avea kilometri de autostradă. Vom avea că s-au adunat de pe niște ani de zile, inevitabil, pentru că nu s-a deschis mai nimic, dar acolo sunt primii, dar când e vorba de răspundere spun așa, domne, nu știu, CNAIR, nu mă pricep. Păi drumurile alea sunt ale Ministerului Transporturilor, ele doar sunt date în concesiune, da, către CNAIR. Spune, uite, te lasă, umbli la drumul ăsta, să iei o vinietă pe el, tu ai niște responsabilități, deci tu ca ministru ai o răspundere directă pentru acel drum, nu e așa să spui, nu e treaba mea, nu știu, întrebați în altă parte. Deci, estimați, luăm pauză, că vor urma tăieri de panglici, nu? Ați spus că vor urma... Păi, pentru că a fost seceta asta atât de mare și l-am dat drumul la... Eu aș paria că domnul Grindeanu nu participă cu dumneavoastră, în direct. Nu vreau să fac pariul ăsta, eu îmi doresc știți să se deschidă... Știți de ce? Că nu a participat până acum. Eu îmi doresc să se deschidă cât logică, mai multe drumuri, din păcate avem întârzieri. Sorin Grindeanu să se prezinte la panglici. N-a fost în stare anul trecut să dea drumul la podul de la Brăila. Nu au fost poate din cauza pasajele asta de pe centura București. Poate din cauza asta nu se duce să taie panglici. Pauză, revenim, vorbim de ce autostrăzi vor fi inaugurate în acest an.